Ai cântăguță fără frică. Una 100 euro din partea dumneavoastră. Pentru antrenorul hoților de la Sevilla. Și toată masa lui, toată familia lui. Cântăguță fără frică. La valoarea lui Romica, să știe România, antrenorul din Sevilla, ce pe mulți am învățat și meserie le-a dat. Când spui numele Romica, este firma fără frică. Să se știe între dușmani, spui Romica și faci banii. Ra! Să se știe între dușmani, spui Romica, și faci bani. Mergem! Are rugăminte nașul să vină și cu scrumane domnul Nicu Popov. Mergem. Adică ce spune Guriță? Pentru nașul mare de 10.000 de ori. Pentru cuscrumi, pentru Romica. Pentru Romica, 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 Romica. Marcă registrată. Pentru Nicu Popo. Și toată lumea prezentă din partea lui Cumătru Guriță. Să nu se simtă nimeni deranjat. Și pentru al nostru, pentru tambur suc. Și copilul de aur. 100 euro. Și lăutarul familiei Nicolae Guță. Adicțiune ce spune nașul?
Oh, nu mi-e frică, nu mi-e frică. Nu mi-e frică, nu mi-e frică, nu mi-e frică. Cu popoși și cu romica, vreau să știe și Banatul, asta este forța NATO. De la Socru Mic, de la Romica, pe Tunașul, pentru Cuscutru Popo. Și toată lumea prezentă s-a dat 100 euro. Nu mi-e frică, nu mi-e frică, cu popo și cu romică, ghini, ghini. Nașu mare, nașu mare, cu valoare. Mulți îmi spun ghini băiatul, dar tot pe trei împăratul, să mi-l țină Dumnezeu. Să rătrânia nască tata mele, că este sufletul meu. Câte petre în picioare, el ne dă la toți valoare. La fel este și Romica, să n-aibă viața fericită. A dat la copiii lui câte Romica în picioare, copiii lui are valoare. 100 euro din partea lui Socru Mare, de la Nicu Popov. Pentru cel mai bun cusculon de pentru Romica. Pentru Mario Sevilianu. Pentru toată masa lui de la A la Z. Special pentru Nașul, să știe. Pentru frățiorul tău, pentru Petre Uștealiu, marcă registrată, autentificată și ștampilată. Mergem. Aciortane! Atenție ce spune Socru Mic. Pentru frații lui care au probleme și nu poate să ajungă în Spania. Pentru Angeluș. Pentru Trifan. Pentru Vișan și pentru Ioană. Stop, 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 stop. Adiți-ne ce spune Socru Mic. Să nu se supere nimeni că se întrerupe puțin melodia și lungim puțin programul de masă. La cerere și preferință să cânte melodia La cârciuma din Scruce stă fratele meu și plânge. Dăm un mi major. Cred că poți să dai și fa. Merge cu fa. Haide, turcone! Thank you.
Pentru frații de socrumii care n-au putut să fie prezenți. Aveți n-am idee. La cârciuma din scruce stă fratele meu și plânge, dar nu plânge că e beată, plânge că e supărată, dușmanii l-au ofticat, frate. Atenție din partea lui Socrumii. Pentru Angeluș, Trifan, Vișan și Ion. Încă 100 euro. Ia de ce spune Socrumii Gromică. M-a simțit cu mult mai bine. M-a simțit cu mult mai bine să fie Trifan cu mine. Și mi-e dor, Doamne, să mor, că nu-i lângă mine Ion. Dar Ancuș, 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 mă sună și Vangheluș. Vreau să știe neam de neam că vă n-am și pe Vișan, Romii, că nu-i singur, că frații sunt lângă ele. Fii atent ce spune Romica. Nu am frați, dar sunt cu scrimei. Doamne, nu-s frățivorii, lângă mine sunt cu scrii. Doamne, sunt ca frații mei, bine mă înțeleg cu ei. Pentru frații lui Cuscru, din partea lui Nicu Popu al nostru, s-a dat 50 de euro. Atenție din partea lui Nașu, pentru frații lui Cuscru, Mic, Romica. Antrenorul hoților de la Sevilla. Sigur? Fii atent varianta noua, cum se spune la Ardeal. Adevărat, ai grăit. Ce spune Romica? Când în cârciu m-am intrat, când în cârciu m-am intrat, dușmanul n-a puiatat, frățiorul s-a trezit și la mine m-a venit cu lacrimi. Mi-a vorbit. Ce spune ghinealul nostru Nașu? Chiar dacă este o melodie veche, ce e bun nu moare niciodată. N-a murit nici melodiile astea și nici vocea asta nemuritoare. Ce spune Ghini, care cât de cât, sau dacă melodiile astea o să dispară, că nu va fi Nicolae Guță.
Să sperăm să fim sănătoși și eu și voi, să mergem numai înainte. Ce spune Nașu, dorește din partea lui Petru Guță. 1000 de ani e prea mult, măcar 50 de ani și-i bine așa. Revenim la strofa lui Nașu. Doamne, când mă apucă câte un dor, băi, 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 dau acasă telefon și vișan al meu ce-mi spune, să-i grijă, frate, de tine. Lasă, 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 că noi te așteptăm acasă. Am să fac eu și am să fac eu cum să fac, și frățiorii mei nu-i las. Dumnezeu mi-a ajutat și la greu nu m-a lăsat. Câte un pic și câte un pic am ajuns să mă ridic. Și-am avut cu toți răbdare și acum a spă piciorul mare. Asta vă spun tuturor, antrenorul hoților, șmecher de Sevilla și-n toată Europa.